Seara, Andreea! Bună seara, Ilinca! Unde merge Albă ca zăpada? Ilinca, mă duc la un rachiu. Că ai auzit că face bine în vreme de, în vreme de criză. Nu, rachiu e altceva. Rachiu e altceva? O petrecere. Mă duc să jucăm cămașa. Și o dau pe a mea să vedem dacă este sau nu este. Dacă nu este, o trimitem acasă. Dacă este, o luăm. Eu n-am înțeles, dar cine știe, cunoaște. Despre asta cred că e vorba, Andreea. Vino aici lângă mine. Îmi zici sau nu-mi zici? Ce te simți încolțită de fete? Ce se întâmplă? Asta cu surorile și sister, nu te împrietenești și bucuria să faceți și voi surorile sister? Nu, că ei place pe cont propriu. A reținut? Eu rețin tot ce se întâmplă în această emisiune. Tot ce îmi spun jurații, rețin tot ce vorbesc. Am să apură banana, gata. Eu nu țin minte aproape nimic. Eu țin minte tot. Dacă vrem să aflăm ceva, întrebăm pe Bia. Ai încercat ceva și nu ți-a ieșit? Nu mai vreau să faltez. Eu sunt singură cu acest pentru. Da, așa te simți bine în general sau ai o problemă? Spune-ne, ești ok? Ești ok, da? Bun. Dar hai să spun Bia. Da. Când tu vezi în jurul tău oameni, ce știi? În jurul meu, unde privesc, mai numai oameni necăjiți. Așa? Nu suport și am spus-o și m-am imediat, nu suport de intensitatea și posibilitatea. Prefer, a, vin acum, prefer să fiu, sunt eu. Cum e vorba, ce ai vorba și căpușe sau cum e? Ai zile decât să mă dau pe obolite și să fac mai bine așa. Nu. Frate, nu-mi place asta, dar spun, dar nu-mi place, dar frate, nu, vreau să, mai mișto. Da, da. Nu, ideea e că tu nu te cerți, îți clarifici. Da? Vezi că ești deșteaptă. Ești deșteaptă, eu nu mă cer. Mi se pare normal. Și cât timp tu vorbești despre mine, eu trebuie să-ți răspund, că nu sunt nebună, dar nu am gură să nu-ți răspund. Acum, dacă tu mă ataci pe mine, eu nu o să stau ca proasta. Trebuie să scoți și ormele la bătaie și bănesc că asta faci și tu. Și care e problema? Mi se pare că procedezi super corect. Sunt și eu într-o perioadă mai proastă și, na, mă mai ia câteodată somnul acolo pe scaun. Asta pentru că e foarte interesant ce fac colegele tale? Da. A, îți place mult. Și n-am dormit azi noapte și zic să fiu așa puțin în lumea mea, am și eu gândurile mele, mă mai gândesc și eu ce fac mâine, trebuie să fac ceva de mâncare. A, trebuie să faci ceva de mâncare. Da. Evit subiectul sau... Nu. Răspunsul? Nu. Dar ți se pare că ai rămas cumva singură, fără nicio aliată, împotriva tuturor în competiție? Nu. Nu. Nu mi se pare, nu. Dar fetele ți se pare că au ceva cu tine sau vreuna are ceva cu tine? Nu. Că nu înțeleg ce vrei să spui? Nu, pentru că aici se joacă teatru mult și nu mai știu dacă e adevărat, dacă nu e adevărat. Înțelegi? Adică nu știu ce să mai cred. Mă induc în eroare. Nu știu ce să cred. Toate, în general, le luăm așa în general? Nu le luăm pe toate la rând acum. Așa, păsărite. Păsărite? Da. Bia? N-am nicio treabă cu Bia. Cristina? Nici cu Cristinica n-am. Raluca? De ce dai din cap Raluca? Că poate ziceam că n-am nimic cu tine. Cum nu? Păi dar nu chiar am. Nu am. Ok, deci, mă bucur. Doar așa. Câteodată, Ilinca, când văd, v-am spus, persoane care sunt false, mie nu-mi plac. Prefer așa să mă retrag în glorie, cum zice nașa mea. Vorbeam retrage-te de în glorie. Când am ajuns la mine, nu? Cum? Vorbeam de falsitate acum când am ajuns la mine. Păi a zis că nu e în ceea ce te privește. Eu urma să continui, dar stăm așa până mâine dimineață. Mai bine îmi spui tu. Ce să spun, Ilinca, că eu spun? Dacă e Raluca și sau dacă e altcineva? Da, păi am spus și repet. Raluca, da, Raluca, nu? Da. Doar ea? Doar ea momentan. Dacă se mai găsește vreuna, o spun și pe aia. Nu-i același problem. Motiv de supărare despre care am mai discutat. Da, dar nu pot să zic că este o supărare, doar așa că... Trece greu. Nu suport oamenii care joacă teatru și care sunt perverși. Da, repet, de ce spui asta? Argumentează. I-am mai argumentat de două emisiuni, dar nu ești atentă. Nu am ajuns la... Ba, sunt foarte atentă. Vrei să repetăm? Ilinca, nu am ajuns la început. O luăm de la început? O luăm, dacă vreți, acum ce să facem? Sunt perversă și falsă și joc teatru. De ce? Nu știu. De ce? Păi nu știu asta. Nici eu nu știu, Andreea, de ce? Nu pot să-mi dau eu cu părerea, cred că ar fi cazul să întreb pe altcineva de ce ești așa. Din punctul tău de vedere. De ce te-a deranjat pe tine? Ce te-a făcut pe tine să ai pe mine m-a deranjat că
ei nu-i place să intre într-o polemică cu nimeni. Ea este genul de persoană care nu-i place să dezvolte un subiect, nu-i place să se certe sau să argumenteze un subiect, păi îmi place, dar ea îl provoacă. Îmi place să discut un subiect, aha, clar. Deci asta este deranjul meu. Că de fapt Raluca ce face? Spune că ei nu-i place, dar ea mai de fapt se provocă pe tine. Nu vreau să intru cu Tonci într-o polemică. Doamne, dar chiar trebuie să repetăm subiectul. Dar de ce te deranjează, zi? Ralu? Pentru că eu ți-am argumentat. După ce că de trei emisiuni se vorbește de tine și de mine, chiar nu-ți place. Păi nu-mi dacă place era ceva mai constructiv, Ilinca, în viziunea ei, îi plăcea. Adică? Dacă vorbeam despre o piesă, despre altceva, era ok, dar așa nu-i place. Vedeți? Păi nu, pentru că am discutat despre subiectul ăsta și păi am uite și mai discutăm și l-am concluzionat. Repet, mi s-a spus că ai spus despre mine că am purtat o rochie ieftină. Și am spus că nu, din păcate... Nu, ce, vreau nu? Să rectificăm, nu. Da cum vrei tu. Am spus că rochia Ralucăi mi s-a părut că este dintr-un material ieftin. Ok. Nu că rochia era ieftină. Materialul. Bine, Andreea, și eu nu am și a dreptul... fost o jignire. Eu nu am dreptul. Vai, Raluca, îmi cer scuze că te-am jignit atât de rău. Foarte rău te-am jignit. Nu găsesc relevant această discuție. Da. Eu nu am dreptul să răspund. Ai spus în culise că te-am jignit. Îmi cer scuze că te-am jignit, că mi-am dat cu părerea Andreea despre o cârpă. Îmi pare rău. Dintre voi toate de aici, voi încercați să jucați teatru, să faceți strategii. Dar sora voastră, Andreea, e cea mai bună dintre voi. Eu care știu strategie, să... Andreea? Ce faci? Hai, gata, încetați, gata. Ce strategii sunt? Hai, ok. Păi iar reluăm, da. Care okay, sunt Linca, strategiile? Ok, Linca, lasă-mi face că nu mai dorește să vorbim despre acest subiect. Haide să vorbim, vă zic ce am făcut azi noapte? Întreabă ce strategii. Nu, îi spun ce am făcut azi noapte? Cine, tu? Da, ei. Cui, Ralucăi? Da, că poate așa îi place mai mult subiectul. Ah, păi crezi că o defavorizează acest subiect și de asta păi, nu vrea să-l continue? Nu, sau mai, ce? Nu trebuie să mai intrăm într-o polemică, vă rog frumos. Noi am venit aici la o emisiune strict despre stil. Nu avem voie să vorbim despre materiale, nu avem voie să ne dăm cu părerea, Andreea? Nu avem ce voie înseamnă? Doar asta să vorbim frumos despre toate și chiar dacă nu ne place, noi să spunem ba ne place, este da, nu, mirobolant, nu, nu este frumos. Asta știi foarte bine iarăși... că nu asta am spus. Am venit să discutăm despre stil, da? Ce înseamnă stilul din punctul tău de vedere? Cum ai descris tu pe mine la testimonial? Cum? Păi adu-ți aminte, păi n-am văzut încă. Te-am descris? Că nu s-a dat emisiunea. Nu, eu nu te-am descris pe tine. Ba am spus da, din draga punctul mea, meu de vedere ce înseamnă descris stilul. Pe mine, dar nu mă interesează cum nu ai te-am descris tu pe mine. Mine. Nu, eu dacă te descriam pe tine, spuneam alte lucruri. Eu am descris femeia stilată din punctul meu de vedere. Și acum te întreb pe tine, ce înseamnă stilul din punctul tău de vedere? Exact, uite, stilul este în fața ta. Din toate punctele de vedere. Eu. Ok. Da? Ce înseamnă asta, Raluca? Ești mulțumită de răspuns? Normal sau? Că nu. Eu văd o femeie care explodează în momentul ăsta. Cine eu? Am explodat? Da. Ferească Dumnezeu și măiculița Domnului, încep să mă enervez și chiar o să părăsesc acest platou, pentru că nu mai suport, deci nu mai suport să fiu acuzată de anumite lucruri. Ilinca, jurați, îmi cer scuze, dar nu mai suport aceste nesimțiri, vă zic sincer. Dacă eu acum am explodat, înseamnă că păi chiar aveți ceva cu mine, personal, și nu mai suport. Eu explodez și eu fac de fiecare dată, eu. Dacă și acum, dragii mei, am explodat, să mă ierte Dumnezeu. Tonciu, te rog să te întorci înapoi la jurizare, după care poți să părăsești platoul. Din respect pentru juriu, te rog să vin apoi la jurizare. Cu noi nu cred că ai ceva anume, dacă ai ceva de împărțit, poți să te ceri sau, mă rog, să ai o dispută cu colega ta în culise, aici sau unde vrei tu. Dar deocamdată vină la jurizare. Mulțumesc frumos. Îmi cer scuze, v-am spus, dar nu mai suport. Nu mai suport. Atâtea nu mai vreau să vorbesc, gata. Ce, ipocrizie? Nu mai suport, gata. Pe asta ai spus-o. Gata. Ok. Tu ai vrut să te retragi tocmai ca să nu știu, să nu-ți ieși din fire, să nu fii vulcanică, să nu zici ceva ce ai putea regreta după aceea, de asta ai plecat? N-am de ce să regret niciodată, Ilinca. Mă rog, poate după aia îți pare rău că toți oamenii vorbesc, poate la nervi. Știi cum e, Ilinca?
Ea acuză un om de perversitate și falsitate, iar omul ăla trebuie să spună, da, Andreea, ai dreptate, așa este. Eu, dacă îmi spun punctul de vedere, nu e în regulă. Și te superi și părăsești platoul. Cine nu te-a lăsat să-ți spui tu punctul de vedere? Eu încercam să spun punctul meu de vedere, dar da, văd că nu mă lași. M-ai jignit foarte mult, Raluca, și nu mai vreau să discut. Ok. O faci subtil, dar eu, așa, bătrână cum sunt, să știi că cu ce, îmi dau Andreea, seama de foarte multe lucruri și nu, chiar nu mai vreau. Că am spus că din punctul meu de vedere, cu tine, cu toate o femeie că stilată, din tot adinsul, în afară de haine, trebuie să știe să vorbească corect gramatical, să se poarte cum trebuie. Ilinca, eram zis foarte supărată și foarte nervoasă și am făcut o greșeală gramaticală. Sincer, acum, nu puteai să spui și tu, bă, rochea la Luca nu mi-a plăcut. Era un material, de ce ai spus tu? E un material ieftin. Și tu ai spus o urmă. Am fost pe bune, dar de ce să mă ferez? De ce să mint? Dar de ce să vin la televizor să mint? Același lucru. Este un material ieftin. Asta nu este o jignire. Același lucru. Despre ce vorbim? Putem să discutăm? Păi nu, dar despre ce vorbim? Iar vrei să mă acuzi? Iar vrei să mă acuzi? Iar vrei să zică lumea că... Dar lumea și toți susținătorii mei care... Eu vă mulțumesc din inimă și din suflet că... Te rog frumos să nu mă corectez tu pe mine. Te rog frumos, da? Tu vezi de treburile tale și nu m-a corectat tu pe mine. Că eu vorbesc cum vreau eu, ai înțeles? Și nu am venit aici ca să mă corectez tu pe mine. Că nu suntem la o emisiune de... ceiul de la ora 5 ca să mă corectez tu pe mine. Dragii mei telespectatori, nu cred că sunt singura în această Românie care mai greșesc și eu odată din când în când. Care-i problema? Da, am greșit, recunosc. Dar ce s-a întâmplat, Raluca, dacă am greșit? Dar eu mi-am spus punctul meu de vedere, dar m-am întrebat tu ce înseamnă din niciodată punctul meu de vedere o femeie stilată. Iar nu, eu am tu spus. Nu ai greșit niciodată, dar adică și tu vrei să spui greșesc, că eu sunt o femeie nestilată. Nu mulțumesc, am spus că ești nestilat, subtil, nu am dar spus. Eu mă prind. Ok, nu mi-am permis să te jignesc. Nu am spus. Nu mi-am permis să te jignesc. Păi, nu mi-am permis să te jignesc, da? Ai spus mai devreme că te-am dovadă de ipocrizie. Chiar ai spus-o. Da, nu mi-am... N-am spus-o, asta ai spus-o tu cu gura ta. Nu mi-am asta permis să te jignesc. Am cei 7 ani de acasă. Am cei 7. Mama mea mi-a dat o educație foarte bună, da? Cu toate avem, Andreea. Nu cred. Ba da. Ba nu cred. Ba și eu zic, aveți cu toate, nu despre asta este vorba. Problema nu este asta. Problema este deranjat. Că m-ai jignit și am să văd pe testimonial. Din punctul meu de vedere, o femeie stilată înseamnă o femeie care știe să vorbească corect gramatical, o femeie care știe să se poarte, care are grijă la tonul vocii, pe lângă hainele astea de 28 de lei sau de 950 de lei pe care noi le punem pe noi. Asta cred eu că înseamnă femeie stilată, din punctul meu de vedere. Și mai jigni și acum în platou. Este strict problema ta și jignit? Părerea ta cum vorbești despre mine. Eu, față de tine, nu mi-am permis să te jignesc. Eu am vorbit despre tine. Nu mi-am permis să te jignesc. Este o diferență, da? Aici s-a văzut unde este femeia stilată și unde nu este. Ok. Dar eu nu am vorbit despre tine. Ok, îți mulțumesc că sunt o femeie fără stil. Am spus și că nu am ce căuta astea în această emisiune pentru că sunt o femeie fără stil am și nu am un comportament adecvat pentru acest show. Din punctul meu de și vedere. Și nu sunt o femeie care trebuie să fac parte din acest show. Îți mulțumesc din dar inimă, nu am Luca spus. De ce îmi pui cuvinte în gură? Eu n-am spus lucrurile astea. Din punctul meu de vedere și nu este prima oară. Dar nu este prima oară când spun asta, Elinca. Am spus în repetate rânduri ce înseamnă din punctul meu de vedere o femeie stilată. De ce tocmai când vorbesc eu? De ce tocmai la mine? De ce? De ce? Dar nu de la ce tine. Că nu înțeleg? Dar nu de la ce tine. Tocmai la mine? Da, spune-o, măi, eu când nu-mi place mie, uite, îți dau un exemplu. Mie nu-mi place de tine. Eu spun, măi, fată, mie nu-mi place de tine. Nu te au pe ocolite. Bă, îmi place, dar nu prea. Îți zic, măi, fată, nu-mi place de așa, tine. Așa, și e eu ce am făcut? Dar de ce o iei pe ocolite? Dar spune ce ai de spus în față. Dar ce să spun, Andreea? Am înțeles de la ce sunt o femeie care nu am stil și un comportament adecvat ca să fac parte am din spus acest eu show. Lucrul ăsta, asta, Andreea? Da, asta e da de înțeles. Okay. Nu ai spus-o cum o spun eu pentru că nu ți-asumi, dar eu asta am înțeles. Nu, n-am spus-o așa. Nu. Hai să vorbim despre ținută, repet, o să mai avem timp să despicăm firul 4. Te rog, Raluca. Îmi place cum îți stă cu rochia, foarte mult îmi place. Îmi place că ai ales acea geantă ca o pată de culoare, îmi place că ți-ai prins părul. Îmi plac în general ținutele tale și aparițiile tale. Mulțumesc că nu am stil. Nu are stil. Nicio legătură. Andreea, a, serios? Nu. Acum am înțeles. Ținutele au stil, Tonciu n-are stil. Ok, gata. Gata, mulțumesc. Ce am zis, Ilinca? Ok. Ce am zis? Ținutele mele au stil. Am spus că datorită cuiva,
Așa? Dar eu? Nu, Andreea, femeie, hai, te rog să încetăm. Te-aș ruga să nu mai mă întreb despre Andreea, pentru că văd că orice spun poate fi interpretat. Te rog să iei în considerare ce spun în față. Hai să vedem atunci ce părere au jurații despre ținuta ta, Andreea, în fața lor, te rog. Mulțumesc. Dragă, vine foarte bine îmbrăcată în alb, bună seara. Vreau să-mi explici și mie cum te-ai gândit tu să-ți alegi geanta aia. Eu? Nu eu m-am gândit, Morris. Dar cine? Uite, o prietenă de-a mea. Păi de ce nu te-ai gândit tu? Că te-ai fi gândit mai că bine. Nu aveam eu un la mine în șifonier. Tu n-aveai o geantă la tine în șifonier, o chestie mică, o ceva, un claci, un... Cum ai că tu n-ai un claci în șifonier? A, ba da, dar păi atunci... nu, a vrut mi-a să zis fata că nu mergea și să o iau pe asta. Cred că a vrut să ducă într-o bohoșică, de-aia ales. Uite, stai să o întorc așa, să fie mai mult alb. Mi-a spus, poartă-o invers. Ca să fie mai mult alb. Da. Îmi plac inelele, îmi place rochia, îmi place centura, îmi plac încălțările, îmi place jacheta, îmi place cum îți stă așa. Eu n-aș fi pus geanta aia niciodată în istorie. Ok, draga mea, nu mai înda acaretele tale, că le am eu pe ale mele. Să știi că nici o geantă din aia cu căcăuri n-ar fi mers. Nu. Alt tip de geantă ar fi mers, din care ai claciuri din acelea de care ai în garderobă, dar este una dintre cele mai bune ținute din platou din această seară. Una dintre cele mai frumoase ținute pe care le-am văzut, vreau și eu rochia, că știu de unde. Da, mulțumesc. De unde, drag? E, ne mai puteți face reclamă la televizor brandului. E foarte frumos. Mulțumesc. Așa este. Dacă n-ai fi... Bine, îmi place că ești bătăioasă, dar încearcă să te relaxezi, să răspund, să aveți discuții și conversații normale. Pentru că puteți avea și stil. În seara asta și din punctul meu de vedere cred că ai cea mai frumoasă ținută din platou. Stă foarte bine în alb. Îmi plac și cizmele pe care le ai în picioare, ghetele pe care le ai în picioare. Nu știu dacă ai făcut singură ținuta sau nu, dar inclusiv geaca aceea este foarte frumoasă. Într-adevăr, poșeta n-are ce căuta acolo. Coafiura este frumoasă. Nu puteam și poșeței, că nu mi se părea chiar... Nu. E bine. Bravo, Aistie. Mulțumesc! Bravo, Aistie. Mulțumesc! Mulțumesc! Iartă-mă, te rog, n-am vrut să rac, i-am dat ieri în cap cu... Nu, iartă-mă, te rog, dar nu... Eu am vrut să fac discret, așa. Îți jur că a trecut razant. Nu mai l-am. Felicitări, Andreea, vorbește și cu cei de acasă. Mulțumesc, dragilor, pentru toate mesajele. Vă mulțumesc că aveți încredere în mine și că voi mă vreți câștigătoarea acestui concurs, care și eu mi-aș dori sinceră să fiu să câștig. Și nu uitați să mă votați la 1206 cu indicativul meu numărul 4. Vă pup și vă iubesc! Mulțumesc, Andreea!